Da, ne-am întors în direct și ne întoarcem brusc la cazul care ne-a plăcut poate cel mai mult. Cazul adevăratul doctor fals, adevăratul fals, practic. Pe începutul ăsta de an e vedeta. Mateo Politi și-a întâmplat un avocat în care noi credem până la capăt. Domnul Daniel Ionașcu și-a ales acest avocat. Te zice maestru Daniel Ionașcu? Nu neapărat. Hai să-i spune maestru. Bine, Răzvan, dacă ești. Ia zi-ne lui Cristoiu, maestru. L-a luat pe domnul maestru Daniel Ionașcu, care, pus în situația de a fi avocat, știți cum e el așa, a dat și niște declarații pe tema asta. Dânsul a fost și avocatul domnului Pomohaci, ca să știți. Și spune felul următor. Și este actualmente avocatul, să spunem și lucrul acesta. Spune, dă toate informațiile. Da, e important. Motociclistului mort în coloana lui Gabriel Opre. Deci are pe toate zonele. Da. Spune Daniel Ionașcu felul următor. În ceea ce îl privește pe domnul Mateo Politi, pot să vă spun că m-au impresionat două sau chiar trei lucruri. Întâi, când m-a văzut, a început să plângă și a început să plângă de asemenea când i-am vorbit despre faptul că prietena domniei sale se află undeva în preajma secției de poliție, că mă emoționez și eu când citesc, și că părinții au transmis că îl iubesc, iar pe de altă parte am pus problema actelor pe care el le-a făcut în România. Deci a plâns odată când l-a văzut, s-a oprit, naibii, și-o fi șters lacrimile și a început să-i povestească Ionașcu, iar l-a apucat plânsul pe Mateo Politi. Din nou vă spun, fără a avea pretenția că eu l-am cunoscut, vă spun ce am văzut la el acum. Și nici n-aș vrea să nuanțez eu sau să interpretez, vă explic. Primul lucru pe care l-a făcut atunci când și-a dat seama că are avocatul pe care și-l dorea lângă el a fost să-i zbucnească în lacrimi de unde să-mi spună că el nu înțelege din ce cauză este acolo, pentru că dacă cineva i-ar fi spus că nu se poate face așa ceva, el nu ar fi făcut. Deci dacă se găsea, Doamne iartă-mă, unul să-i spună, da, nu poți să fii medic dacă n-ai medicina, săracul nu intra pe zona asta de medicină. Nu poți să fii medic dacă nu ești medic. Auzit-o la un alt client al domnului Ionașcu, la domnul Becali. Nu poți să fii colonel dacă nu ești colonel. Deci aceeași principiu care funcționează peste tot. Dacă nu ești, nu ești. El a avut încredere în tot ceea ce au însemnat oamenii de lângă el, la actere care s-au pus la dispoziție și de aceea a făcut. Deci el e o victimă, domne. Au venit unii și au spus, tu nu știai că ești medic? Nu. Păi diplomele astea, multele, ale tale, de medic. Păi nu știam. Păi du-te, domne, și operează. Mai mult, toate aceste rugăminți au fost numai printre lacrimi. Așadar, cred că vorbim despre un om care în mod evident crede și mai mult decât atât are sentimente pentru ceea ce înseamnă această situație de viață și respectiv acest om pe care astăzi România îl blamează. Nu cred că domnul Ionașcu a pierdut ceva, a pierdut un predicat, adică ceva. Nu, ce ceva i-a scăpat, domnule. Nu contează. Nu contează asta. Nu contează, la nivel de impact emoțional. Nu e important în viață să ai predicat. Va plânge judecătorul, vor plânge procurorii. Important e care subiect, domnul Ionașcu, să vorbească. Vorbește despre un subiect. E bine că are clienți, domnul Ionașcu. Spun că mi se pare cel mai... Da. Și are clienți sensibili, domnule, că poate ați mai văzut clienți așa de-a lungul ziua și angajează un avocat și bine mă reprezintă. Da. Omul ăsta pare... Nu vreau să mă lansez în speculații. Nu vreau să arunc eu cine știe ce idei pe piață. Dar eu încep să cred că domnul Mateo Politi și-a înscenat toată această infracțiune pentru a beneficia de serviciile de avocat al lui Ionașcu. Deci, România. Deci vrei să spui, Răzvan, că nu este un fals chirurg, ci este mai degrabă un fals client. Client al e client domnului Ionașcu. Client fals ca în cluburi. Fals, e client, da. Stătea el în Italia, se uita pe Rai 1, 2, 3, da, câte sunt alea. Corect. La un moment dat, dă pe Antena 1, vede acces direct. Se uită el pe acces direct. Mă rog, Simona Gherghe, Alex Velea Frățime, nu cază, da. Câmp între ei, da, Daniel Ionașcu. Ăsta trebuie să fie avocat. Dacă eu vreau avocat, să fiu clientul lui. Trebuie să am o problemă. Nu pot să fiu client fără să am o problemă anterioară, nu? Și de aici au decursat. Și a riscat toată această problemă. Bun. Interesantă situație. Dar tu îți dai seama că avocatul lui încearcă să-l apere, călcând în picioare un principiu fundamental în drept, necunoașterea legii nu poate fi invocată ca pretext pentru încălcarea ei? Adică domnul Ionașcu, care e un avocat real, nu e un avocat fals, vine cu prostii de astea la noi? Nu-l băga în zona avocatului tipic, care merge pe lege. Îl bagi în zona avocatului tipic, care ia legea și vine și îl dă cu legea în mână. El e mult mai mult decât atât. El e peste legii, el e deasupra legii. Stai mă un pic, că legile până la urmă sunt făcute de oameni, el merge deasupra legii. El este deasupra legii pentru că până la urmă trebuie să ne mai situăm și în zona de obiectivitate. Când ești băgat prea tare în lege, bă, să știi că ăsta vine cu principiul tare. Când ești băgat, nu mai vezi bine chestiile. Stai numai pe articole, pe corect. Trebuie să te ridici deasupra problemei, Răzvan, ca să poți să înțelegi. Să te ridici printre lacrimi, așa. Dar el e mult mai bun ca invitat decât ca avocat. Păi el a fost invitat ca avocat. A fost invitat ca avocat. Avocat invitat. Și acum este, da. Acum este invitat să fie avocat. Da. Și a acceptat. Îl invităm și noi pe domnul Ionașcu să pledeze în continuare pentru această cauză și mergem de la acest chirurg fals la un dotore fals, da, adică la domnul Victor Ponta.
Da. Domnul Victor Ponta vine și lămurește o situație cu care ne confruntăm în momentul de față. Avem această chestiune, domnul Dragnea a luat bani de la servicii secrete și a dus acolo unde aveam noi nevoie mai mare. La vitamina D. Domne, punem acolo niște bănuți ca să fie. Bun, și domnul Victor Ponta vine foarte logic astăzi. Mi s-a părut o explicație rațională. Ți-a plăcut așa cât de cât? Mi-a plăcut. Chiar vezi care partid o să-l votezi? Nu, n-am plâns, dar mai plâns? N-am plâns chiar ca domnul Mateo Politic. Dar totuși ceva emoții am avut aflând această argumentație a domnului Victor Ponta. Domnul Victor Ponta vine și explică în felul următor, adică părea nebun, Dragnea. Deci părea tuturor, le părea, bă, ăsta nebunit. Și părea sănătos Victor Ponta. Și acum pare sănătos și Victor Ponta? Bă, da, începe să pare sănătos și Liviu Dragnea. Adică pare o șmecherie pe care o face, motiv pentru care îl bănuim de sănătate mentală. Că până acum ne-am gândit, bă, nebunii Dragnea. Eu chiar nu sunt medic, nici măcar fals. Nu știu, nu vreau să... Să mă lansez, da, în astfel de... Arunci o privire. Dragnea... În scârbă. Dragnea propune ca acești bani să se dea pentru vitamina D. Asta știm, da, cu asta toții, nu știu auzit. Ce. Bun. O glumă, mă rog, zice omul cu tare, cu tare. Așa, așa. Zice o flexie a picior drept. Bun. Și pentru un program, aici e interesant, de teste prenatale numit direct Panorama. E, și de aici, sigur că pare straniu, pare ceva, bă, de ce discutăm despre așa ceva? Păi da, să vedem de ce discutăm. Problema este că acest program Panorama aparține unei firme americano-izraeliene pe numele său Natera. Și zice domnul Victor Ponta. Acum, acest program, el n-are niciun sens. Dacă stai să o iei un pic așa la mână, el așa, când desfășurare, dăm o grămadă de bani pentru o chestie care n-are niciun sens. Acum, ce e interesant este că a venit domnul Dragnea să aibă grijă și de firma care va pune în funcțiune acest program. De Natera. Da. De zice domnul Victor Ponta că sunt mai multe firme care ar putea să pună în funcțiune acest program pe care domnul Dragnea l-a pregătit. Și acum zice că a ales-o exact pe firma aceasta. Pe Natera. Să dea Dragnea și Vâlcov bani la o firmă privată. Să dea Dragnea, dacă nu dau banii ăștia către firma asta privată. Pentru niște teste care oricum sunt inutile dacă nu sunt urmate de analize proceduri. Mă rog, deci niște teste inutile. Dar hai să ajungem la punctul care ne interesează cu tot. De ce ar fi vrut domnul Dragnea să finanțeze această firmă? Păi uite ce zice mai departe, că sunt foarte multe, zice, aceste teste sunt însă oferite și de alte firme din, prin programe cu alte denumiri. Da, da, noi vrem Harmony, această firmă. Firma Roche sau Neobona, firma Sinilab, mă rog, Sinilab, nu știu cum se citește. Bun. Detalii. Deci sunt mai multe variante, domnul Dragnea a ales-o specific pe aceasta. De deci, ce? Firma a ales prin amendament să ducă banii exact la firma asta. Da. Ați stabilit el cu lege. Deci, și care ar fi speculația? De ce? Speculația ar fi că îi aparține unor israeleni această firmă și că domnul Dragnea are niște și relații. Și domnul Dragnea nu e antisemit. Că domnul Dragnea nu e antisemit. Deci e un lucru bun. Deci vii cu... Da, domnule, normal. Am înțeles. Domnul Dragnea a văzut că în România există, încă se mai practică această acuzație de antisemitism. Și a zis, măi, sunt atâtea companii. Roche, nu știu ce, papa. Hai să dăm, doamne, iartă-mă la o firmă israeliană, că nu vreau să mă trezesc acum, că noi l-am văzut pe domnul Bacalbașa explicând pericolul nazist care ne pândește. Da. A zis, n-aș vrea, doamne, păcatele mele, hai mai bine mergem pe zona asta. Asta ar fi o abordare, că vrea să scape de orice fel de acuzație de antisemitism. Dacă ar fi existat vreodată în PSD, doar domnul Șova, știu că a fost acolo. E cea că face niște afaceri cu niște evrei, nu? Că și plătește pe domnii consultanți până această propunere legislativă. Asta ar fi o altă abordare. Adică ia bani de la serviciile secrete și dă la consultanții secreți. Păi da, eu știam că îi dă la copii, mă. Eu aici m-am încurcat. Păi da, dar mai departe aș urca. Deci aici ai încurcătura mea. Deci speculația domnului Ponta, dacă am interpretat-o noi corect și am interpretat-o corect, că, doamne iartă-mă, nu e atât de... Lucru. Da, da, profunzimile discursului domnului Ponta. A spus-o destul de clar. A direcționat banii de la servicii către această firmă, căci această firmă, cum să spun eu, îi reglează lui datoria față de consultanții pe care i-a în Israel. Și suspiciunea pleacă de la faptul că a ales o firmă anume. Deci nu a zis, domnule, hai să facem acest program. Dar cum să scrie lege? Și o vedea, da, așa face, până în amendament. Și o vedea cine o pune în aplicare. Să facem o lege să dăm niște bani unui SRL, știu eu, oameni bă, te înțelegi, sunt niște oameni de oseli. Nu poți să dai, mă, pe mâna oricui un program pentru copii. Nu poți să riști așa ceva. Și nici cu licitațiile, acum scuză-mă, cine știe ce nebun ți se înscrie la licitație, îți câștigă ăla. Nu mai bine dai unui oameni pe care îi cunoști. Se pot falsifica licitații? Nici nu vreau să mă poate le câștigă pe corecte cine nu trebuie. Gândește-te și la partea asta. Da. Domnul Dragnea a evitat. Domnul Dragnea. Și acum, tot în această problemă cu banii, cu bugetul, a fost întrebat de vorbă și un om extrem de buimac în momentul când dă să zică ceva. Deci, Budăi? Da. Că ai zis buimac? Buimac, Budăi, acolo. Budăi? Un deci, om extrem de Budăi. Haideți să facem un experiment lingvistic. Să renunțăm la cuvânt.
cuvântul buimac din limba română și să spunem budăi. Și la budăi să renunțăm și să spunem buimac. Mă, dar ce te văd așa cam în budăi astăzi? Ești meteodependent, e de la vremea asta, nu știu, că așa m-am trezit budăi astăzi, nu știu nici de capul meu. Haideți să folosim cuvântul budăi în loc de buimac. Are aderență la idee. Ce, mă ascult sau ești budăi? Ce ai pățit? N-ai de te unit din bine azi noapte? De unde și voi? Bă, ești turc? Nu, poți să pui, puteți să-i înfrânt. Deci la un moment dat cuvintele au sens. Bun, domnul Buimac întreba dacă mai sunt bani de pensii luna viitoare. Cum mai aveți bani de pensii? De pensia cui? E o întrebare care... De pensii. De pensii speciale, de... măcar? Haideți să o luăm în ordine importantă. E o întrebare care putește în aer dântotdeauna. Întrebare capcană. Da. Întrebare extrem de periculoasă. Și domnul Budăi Buimac, sau cum vrei să-i spunem, a suspendat discuția și așa, vom vedea. Dar vorbim luna viitoare. Ne-am asigurat să trăim până luna viitoare. Ne-am asigurat că avem pentru luna ianuarie și februarie, că avem sumele necesare plății pensiilor și indemnizațiilor. Întrebat dacă se va întâmpla, ce se va întâmpla luna viitoare, domnul Budăi a răspuns: vom vedea. Dar ne vom asigura cu siguranță, ne vom asigura cu siguranță, e normal că dacă nu... Da, ce, domnul Budăi. Dar te poți asigura cu nesiguranță, nu. Ne vom asigura cu incertitudine. Așa, că cum am cerut în ianuarie majorarea de la fracția de 1 pe 12, am primit aceste sume și am putut acorda aceste subvenții, intrând în niște detalii și noi vom vedea, cum nu promitem nimic, nu promitem. Decât să te mintă? Ți-ar plăcut să te mită să spună, da, domnule, avem și martie, și martie, și aprilie, și aprilie, iunie, iulie, august. Avem, domnule. Avem, domnule, stai liniștit. Avem până la alegerile din 2020. Nu, omul a venit cinstit, vă aduceți aminte, ca domnul Mișa, care în cinstit a spus, domnule, vom termina cu pilonul 2 de pensii. Și ăștia au intrat în bani, domnule, cum să facem așa ceva? Până la urmă s-a dovedit că el spunea adevărul atunci. Ăla era planul. Ăla era planul și acum a venit domnul Budăi și a zis, domnule, nu știu să vă spun peste două luni. Pe scurt. Da. Nu cheltuiți toți banii din ianuarie și februarie, că martie vom vedea dacă vin alții. Da, ministrul Muncii a mai făcut niște comentarii că ministrul există și această muncii. Problemă. Există acest ministru al Muncii. Da, există și această problemă că... Deci stau și mă gândesc acum care e rostul domnului Budăi în Guvernul României. Deci este acolo ca la un moment dat să spui, hai mă că totuși Olguța nu era chiar în halul ăsta. Să știi că asta e rațiunea. Că noi gândim prin comparații tot timpul. Adică zici, domnule... Deci era ministrul Muncii... E bună sau rea în comparație? Doamna Olguța, ministrul Muncii, îi spune, sub orice critică, merge doar la România TV, promite nimic. Și vine Budăi, că nici măcar nu mai promite. Mă, lui ăsta trebuie să-i dea în fiecare zi adresa de la România TV. Deci el merge acolo, măcar Olguța Vasilcu știa direcția, știa drumul. Trebuie să-l duci personal, că nu-ți ajunge. Să-l mână, să-l bagi în studio. Să intri cu el în platou acolo. Vorbește, domnule, vorbește, nu vezi cu tine vorbește interlocutorul. Deci în momentul de față am înțeles care e rostul domnului Budăi, gata, ne-ați convins. Părea un pic mai regulă Ria Olguța Vasilescu, nu pe zona asta de activitate ministerială, dar așa la cuvinte. Avea mai multe cuvinte în grai, domnule. Știa mai multe vorbe. Putea, îți explica, nu te convingea, dar măcar încerca. Domnul Budăi pare așa, pare de rândurile opoziției. Eu nici nu știu dacă vor mai fi bani. Păi asta zice Cățu de 2 ani de zile. Bă, vor rămâne fără bandă, pensii și salarii. Păi exclus așa ceva, bani sunt, avem bandă. Nu știm ce să facem cu ei. Îți vine Budăi acum, care cred că n-a trecut la PNL, nu? Sau la USR și spune, o să vedem în luna martie. El trece, dar nu știe drumul, adică dacă e de adresa, să-i duce și la PNL. Dar poate nici nu știe că e la PSD. Să-i spună cineva că e la PSD. Dom'le, tu trebuie să fii un pic mai sigur pe tine. Bani sunt, domne, bani. Dacă nu mai sunt bani, pleci de la minister. Știm cu toții că senatorii guvernării PSD-ALDE au votat împotriva dublării alocației pentru copii și indexării alocației cu rata inflației. Știm, dar nu. S-a votat. Și domnul ministru al Muncii a fost întrebat în legătură cu chestia asta. Domnul Budăi a fost întrebat de vorbă pe tema asta. Cum credeți că a rezolvat această situație tensionată domnul Budăi? Zice, am să mă abțin de la declarații politice. Bravo, în primul rând, deci... bravo, că astea sunt declarații politice. Astea cu banii sunt declarații politice. Da. Am înțeles. Zice, dar vrem să facem ceva pentru familie per total, nu strict pentru copii. Corect, nu poți să discriminezi pozitiv copilul. Deci... Se strânge așa la masa de seară, vin doi copii fericiți, hăinuțe noi, bani, număr acolo, și parcă îi văd pe părinți, bunici, triști, uitându-se cu jind. Dar de unde aveți? Tata e banii aia. Mi-a mărit guvernul. Păi și nouă, păi și voce. Deci nu s-a gândit, nu s-a gândit crea discuții în familie. La familie ca o parte întreagă. Deci s-a gândit că dacă dăm bani la alocații, banii aceia rămân la copii. Nu s-a gândit că intră în bugetul familiei. Nu. El a luat separat. Se creau discuții. Da, corect. De ce dai unuia și nu-i dai celuilalt? De ce dai copilului și nu dai părintelui? De ce nu dai bunicului? Că aici e un conflict, ăla e trage pe pensie. Bă, nu mai aveți bază, îmi dați-i martie. Ăsta nu știu, tataie, mie mi-au majorat alocația. Da. Cu părintele, dacă lucra la spitalul județean în Piatra Neamț, iarăși nervos, pe mie mi-au tăiat în salariu. El a spus că nu, dăm familiei, se împart în mod egal. În mod corect, corect. Bun. Acum, Partidul Social Democrat are această, apropo de Olguța Vasilescu,
Apropo de Olguța Vasilescu... Și de domnul Manda sau de doamna Vasilescu? Nu, doamna Olguța Vasilescu. Are această etichetă pe care a pus-o președintelui Klaus Iohannis, de care am râs două zile fără să ne oprim. Și mai râdem și... Nu, și ne-am gândit după emisiune, râdem și acum, de fapt. Deci au zis așa, au zis președintele bețe în roate. A zis, domne, o să-l jignim, o să-l facem de două parale. L-au redus la nimic. Și noi ne-am gândit că și-au dat seama totuși de penibilul situației și n-au mai continuat această idee. Nu! Astăzi vin cu acest video, îl pun pe pagina oficială de Facebook, președintele bețe în roate. Deci ne ilustrează, domne, că poate multă lume n-a înțeles. Cum, da. Doamne, iartă-mă, președinte bețe în roate? Păi e roata aia în spate, apare președintele bețe în roate și ce să vezi? Un băț în roată. Da. Cam asta, deci la nivelul ăsta se operează. Nu s-au gândit, pe zona de comunicare, Partidul Social Democrat vor să facă ravagii. Studiile sociologice arată o creștere galopantă a încrederii celor din creșe și grădinițe, grupa mică, în Partidul Social Democrat. Partea proastă e că ei n-au înțeles că doar doctorul Politia are 8 clase. Restul au mai mult, au depășit etapa asta și au venit cu așa ceva. Și vă dați seama, când vezi acum, ăsta e un infografic. Da. Probabil va merge domnul Dragnea diseară la domnul Gâdea și va face un grafic frumos la flipchart, îl va desena pe Klaus Iohannis, va desena 6 căsuțe jos, ca să înțelegi, președintele 6 case, zis bețe roate, va aduce o roată de bicicletă, va înfige un băț între spițele roții de bicicletă și va spune: acum înțelegeți intervenția președintelui României în activitatea bună a guvernului. Vă dați seama ce părere are Partidul Social Democrat despre votanții lor, dacă, dincolo de faptul că au zis bețe în roate, de parcă suntem pe vremea lui Păsăr Lăzrungilă, dacă parcă suntem pe vremea lui Greuceanu, când se fura, domnule, se fura soarele de pe cer. Bă, acum, nu suntem departe. Nu suntem departe. Încă n-au ajuns să fure soarele de pe cer, da. Zic, bă, ăștia crezi că au lăsat de vorbă. Bă, ăștia crezi că au înțeles ce înseamnă bețe în roate? Au înțeles că ne încurcă. Ai înțeles ce a vrut să spunem cu bețe în roate? Mă, nu știu dacă a înțeles. Doamne, iartă-mă, un desen să se înțeleagă că ne trezim. Dar nu desen, fără mișcare. Dar de ce au pus acolo un băț în roată? În loc să introduc așa pe Klaus Iohannis în roată și să blocheze. Că eu acum îl văd pe Klaus Iohannis și văd un băț. De cum fac legătura între băț și Klaus Iohannis? Uite, ne spune producătorul nostru Alex că ține un băț în mână Iohannis. Atunci așa se explică. Practic, bagă el bătul acela în roate. Da. E gândită treaba, adică nu și-au bătut joc. E cineva care a luat niște bani pe masă. Cred că acum e clar pentru toată lumea cine este președintele bețe în roate. E ca să rămânim. Bun, Partidul Social Democrat nu doar se vine, dar mai ales se pleacă. Și ultima demisie este dată de către un deputat. De Giurgiu. Giurgiuveanul Andrei Alexandru. Că altfel nu putem să-i spunem. Nu Andrei Alexandru, care a fost consilierul lui Nicolae Văcăroiu și care a decedat, Dumnezeu să-l ierte. Nu. Avem unul nou. Avem ceva proaspăt. Îl avem pe Andrei Alexandru de la Giurgiu. I se spunea deputatul mut că nu avea obiceiul de a vorbi. E, părea un fel de acuzație. Noi vă spunem că era o strategie. Consultanții săi i-au recomandat: mergi, continui pe drumul ăsta cu politica. Dar taci, doamne, iartă-mă, din gură, că n-ai tu bani de consultanți care să-ți spele declarațiile publice. Pentru că, înainte de a fi deputatul mut, domnul Andrei Alexandru, a fost candidatul vorbăreț. Și s-a văzut că mai bine deputat mut decât candidat vorbăreț, căci avem o înregistrare cu domnia sa, încercând să vorbească. Și după ce difuzăm această înregistrare, o să stați dumneavoastră și o să vă gândiți: bă, dacă și ăsta a plecat în PSD scârbit, ce, doamne, iartă-mă, o fi acolo? Andrei Alexandru, deputatul mut, pe vremea când vorbea. Iubesc România. Este țara mea, a părinților mei și a prietenilor mei. Este o țară frumoasă, cu oameni deștepți care luptă pentru visurile lor. Încă avem multe de învățat. Încă suntem nesiguri. Însă trebuie să ne susținem țara cu fiecare ocazie pe care o avem. Cu fiecare răsuflare. Pentru că dacă nu o facem noi, atunci cine? Îndrăznesc să cred în România. Păi vedeți de ce era deputatul mut? Eu zic că e mai bine. Era mult mai bine. E mai bine așa pe silențios, tot timpul dai senzația, e bine. Și tot timpul să vezi și la emisiunea ăștia care stau așa și ascultă ce vorbești, ai senzația, bă, ăsta înțelege chestii, bine că nu vorbește, că dacă îi face prea spune. Nu vrea să intre în discuții, nu vrea să... se coboară la nivelul lor. Proștii de la masă. Deci asta e senzația pe care ți-o creează ăla care tace. Această senzație, sigur, e ruptă de către acest deputat. Deci dacă n-ar fi plecat din PSD, acum aș fi spus că această etichetă, președintele bețe în roate, vine de la el. Adică de aici, părea că e din Giurgiu, da. Părea că e de la domnul Andrei Alexandru. Nu era de la domnul Andrei Alexandru, căci domnul Andrei Alexandru a suportat câțiva ani de mașinațiuni locale ale organizației PSD Giurgiu. A văzut că acolo nu e vorba de interesul național,
că totul e pentru, să spunem, dorința personală a liderului, interese de grup, și a plecat la Pro-România, unde într-adevăr se încearcă ceva pentru țara. Acum, asta. E o strategie pe care o pun în aplicare mulți din parlamentarii Partidului Social Democrat, oameni, domne, oameni care își doresc binele țării, dar pe de altă parte... Cum e domnul Andrei Alexandru? Zice și celebrul filozof Sartre, domne, binele lumii e format din binele personal al fiecăruia dintre noi, nu? Ai văzut înregistrarea asta cu Andrei Alexandru și ai dat-o pe Sartre. Filozofia. A intrat pe filozofie. El își dorește binele țării, dar în primul rând pleacă de la binele personal, pentru că, uite, a pus în negociere ca să nu plece, zice, domne, dai și mie un post de șef la OSIM. Și? A dorit să fie șeful OSIM. Mai rămân. Acum el a dat tot timpul senzația că dă să plece, tot, el cumva a lăsat ușa deschisă. Nu știu sigur dacă plec, mai vedem. Era pe hol, deci el acum... nu plecase din sediu, da, ieșise doar din încăpere. Stătea pe hol și întreba, și nu numești și eu pe cineva la OSIM? Nu, nu, uite că eu aș putea să și plec. E, ce aș mai pleca eu dacă nu numesc pe cineva la OSIM? Mai trecea pe lângă ei, erau oamenii la o cafeluță. Eu aș pune un om la OSIM și aș fi mulțumit, nici n-aș mai pleca din partid. Se mai foia, cred că la un moment dat eu zic, da, nu-l excludem noi, lasă-l mă că pleacă singur. Unde acum poate panica, să se ducă? Panica asta în care este Liviu Dragnea că își pierde majoritatea din Camera Deputaților, din Parlament și așa mai departe, este speculată de oamenii aceștia din Parlament veniți pe filiera Partidului Social Democrat și toți vin și trec pe lângă Liviu Dragnea și aruncă așa o vorbă din când în când. Am plecat, Liviu, papa, ca să pară cumva că nu să tensioneze pe ăsta, ăsta să vină să negocieze cu ei, să nu care cumva să le dea pe cap să pleci. Radu, când a plecat Andrei Alexandru din PSD și a băgat capul pe ușa și a zis, Liviu, să știi că eu plec. Pa! M-aș întreba, de la ce partid e domnul? De unde pleacă? De unde pleacă? Pleacă, lucrează aici, e angajat, e consilierul vreunul dintre voi, ce-i cu el? Nu mai difuzăm încă o dată înregistrarea aia cu... Eu cred că este bine să faci bine, pentru că România este țara mea și eu am îndrăznesc să cred în România. Bine, vedeți că înregistrarea este din 2016. În PSD, Giurgiu spune el că de ani de zile se făceau doar atrocități. Dar el în 2016, pe final, așa, încă mai îndrăznea să creadă în România și în Partidul Social. Eu rămân la această idee că binele ăsta din care trebuie să facem binele ăsta de Andrei parte, Alexandru. Da, binele din care trebuie să facem parte este format în binele fiecare dintre noi. Deci el a zis bine că, domne, trebuie să faci bine. Da. Pentru că el personal se lupta să facă bine, decât să o ducă prost, mai bine să o ducă bine. Voia să facă un bine cuiva pe care să-l numească la OSIM. Exact. A încercat să facă un bine și pentru că PSD nu l-a ajutat să facă un bine unui om, e drept apropiat, nu mai contează, important e să faci bine, a plecat la Pro-România, dar nu știu Pro-România ce poate să-i dea, că acolo știi cum e. Acolo nu prea e bine. Miniști, acolo bine, acolo... binele e mai degrabă... Mai degrabă rău. Mai degrabă rău. Bun, acum avem această problemă în care ne aflăm cu bugetul și știm cu toții că una dintre greutățile pe care Partidul Social Democrat a pus-o pe umerii primarilor de localități este cea a persoanelor cu handicap. Au zis, domnule, nu mai merg de la bugetul de stat, merg de la bugetul local. Vă descurcați cu ei, treaba voastră. Sigur, sunt ai voștri, luați-i, vedeți cum rezolvați problema. Și a apărut o primă știre în sensul acesta într-o comună din Galați, primarul a interzis unei tinere paralizate să se mute în localitate. Nu primim persoane cu dizabilități. Este în comuna Nicorești, din județul Galați, această decizie luată de primar. Deci, ca la Academia Militară, ca la Școala de Poliție, oameni buni, este și, se va da o probă, se va da examen teoretic, dar și probă practică, pentru a te putea stabili în localitatea respectivă. Dacă nu scoți 100 de metri sub nu știu ce barem de stat de timp, nu pot, nu, domnule. Trebuie ne să ai condiție după aia fizică. Că intră pe zona de handicap sigur, și după aia ne cer bandă la... Și știm cu toții că primăriile au avut și acest obicei de a se lăfăi niște bugete foarte mari. Am tot dat știri, că acum a ieșit varianta aceasta, am tot dat știri cu primării locale, mă rog, cu tot felul de salarii date așa destul de generos. Și acum vedem că există și o problemă financiară și omul acesta, uite, domnul primar la care vom suna în momentul Ionel de față... Boghiu. Cum îl cheamă? Ionel Boghiu. Domnul Ionel Boghiu, da. De la Partidul Național Liberal, dar nu contează că fac aceleași lucruri și cei de la PSD. Și da, dar dânsul e de la PNL. Așa, Ion Boghiu a luat această decizie. Vreau să ne întrebăm în legătură cu această situație, să ne rămânim, dacă e normal așa ceva. Ca o persoană cu handicap. Alo. Bună seara, domnul primar. Bună seara. Sunteți în direct pe B1 TV. Corect. Bănuiesc că știți în legătură cu ce vă sunăm, că, adică sper că aveți doar o singură problemă, bănuiesc că n-ați creat și altele. Probleme sunt mai multe, vă dați seama, sunt la nivel de comună. Avem cazul acesta al tinerei cu dizabilități pe care înțeleg doamna Mihaela Florica Porumbaru, care înțeleg că nu este primită la dumneavoastră în localitate din cauza aceasta, pentru că are un grad de handicap
Și ați decis dumneavoastră că n-are ce căuta la dumneavoastră în comun acolo, că să se descurce și singură. E adevărată informația? Parțial da, dar nu expusă sub forma asta. Adică? Deci dacă mergem și o luăm, să analizăm de la primii probleme care au apărut pe această fundație, această fundație aduce în comună de câțiva ani buni persoane cu dizabilități pe care le pasează în diferite locuri de la cetățeni din comună. Deci este o asociație, se numește Bunul Samaritan, care a oferit cu forme legale un spațiu de locuit și toate cele necesare până acum, nu? Da. Bun. Și e rău asta, lucrul ăsta? Nu e rău lucrul ăsta. Dar vă dați seama că am ajuns la 83 de persoane. Anul trecut am intrat în incapacitate de plată. Mai mult, acum 2 ani, mi-a adus o persoană care mi-a lăsat-o prin comună. De asta vreo 2 ani, așa, prin comună, pe biscolea câte puțin. Într-un an a stat pe holul primăriei mai toată iarna. Vă dați seama, veneau cetățenii, acolo mirosea urină, că se făcea pe el pe acolo. Păi deci dumneavoastră spuneți că asociația asta nu are grijă de persoanele pe care le aduce. Nu are grijă, le pasează prin diferite locuri. Păi și e legal să le paseze? De ce nu interveniți pe zona asta de instanță? Pentru că știrea, așa cum a apărut ea pe Cotidianul Adevărul și în alte publicații, sună în felul următor. A spus, domnule, noi nu mai primim persoane cu dizabilități. Ori știți că nu puteți să interziceți unei persoane să se mute în comuna dumneavoastră. Exact, exact. Dar eu am avut un proces, am avut o plângere penală făcută împotriva lui pentru situația care a fost creată cu Duman Marius, așa, că la un moment dat a rămas că persoana, i-am găsit undeva cazare la o familie aici și suntem buni să-i asigurăm toate veniturile de la primărie, tot ce îi se cuvine. Bun, dar fundația asta, asociația de fapt, Bunul Samaritan, cum reușește să-i placeze pe oamenii cu dizabilități la dumneavoastră în comună? Deține mai multe proprietăți, închiriază de la localnici și... Nu. Cum? Deci vorbesc cu diferite familii, da, care vor să ajungă să fie angajați pentru aceste persoane cu dizabilități și le duce în zona respectivă. Deci merge la Gănești, ridică de acolo o persoană, două, mă rog, cât are comandă făcută în comun aici, înțelegeri, mă rog, ce au ei cu diferite persoane, da, așa, le ia de acolo pe declarații proprie și le pasează, pe urmă, prin unde au promisiuni. Și dumneavoastră sunteți obligat de la bugetul primăriei să asigurați o anumită sumă pentru fiecare persoană? Sunt obligat, conform legii, sunt obligat să asigur. Dar dumneavoastră vă dați seama că nu vă mai permiteți, e procentul prea mare de persoane cu dizabilități pe care le aduc domnul și doamna Ionel Melinte și Claire Melinte. Că înțeleg Claire că sunt Melinte, o familie, da, Română-britanică. Da, da, da. Am înțeles. Dar oamenii ăștia, româno-britanici ăștia, sunt de la dumneavoastră, din localitate? Cum au nimerit ei fix în comuna respectivă? Ei au venit cu mulți ani în urmă. Da. A fost un spital aici pe raza comunii, s-a desfințat, fiecare fundație și-au luat câte 10-15 persoane cât au putut să țină, restul au fost duși la Dănești și în alte centri din astea, unde au fost spații pentru deținerea lor. Da, ați discutat cu reprezentanții, cu familia Melinte. Le-a spus, domnule, nu mai am permis să-mi aduceți aici toate persoanele cu dizabilități, n-am bani, nu-mi permis să-i plătesc. Mai duceți și în alte comune, hai să împărțim. Nu s-a putut? Discut de 2 ani de zile. Dacă am ajuns și am făcut plângeri la parchet pentru persoana pe care a adus-o acum 2 ani și a stat o iarnă pe holul primăriei și mi-a făcut problemele care mi le-a făcut, a fost și amendat la vremea respectivă. Vă dați seama că au fost în discuții. Acum, cum pot eu să opresc aceste situații în condițiile în care anul trecut eu am rămas cu 3 luni de zile neachitat față de cei cu indemnizații și salarii. Îi bănuiți pe cei de la Bunul Samaritan care avea și niște interese financiare pentru care desfășoară activitatea asta? Adică ce? Nu? Normal. Normal că au interese. Acum să vă explic. Vă rog. Situația apărută din vară. Deci astă vară mi-a făcut o adresă prin care să le dau de la bugetul local o sumă de 80 de mii, așa, 83 parcă de mii, ca nu rețin exact suma. Da. N-am avut unde să le asigur. Pe urmă am început cu amenințări. Așa.
La un moment dat m-am trezit cu câteva adrese prin care mi-a spus noi nu mai avem bani, nu mai putem ține persoanele cu dizabilități. Adresă făcută în scris. Dacă cineva se poate ocupa să confruntăm discuțiile mele cu discuțiile lui și cu adresele, la un moment dat o să vă dați și dumneavoastră seama că se contrazice singur. Zice? Așa. Da, vă ascult. În momentul în care am făcut adresa asta, am lăsat-o acolo, am început să luăm legătura. Ba cu DGSPC-ul, ba în stânga, ba în dreapta, să vedem unde putem duce aceste persoane în momentul în care mi le lasă în stradă. M-am trezit cu o altă adresă prin care a spus că el are ofertă de la sectorul 4 București. Așa. Care îi decontează 38 sau nu știu ce sumă a zis el acolo, nu rețin bine minte, pentru fiecare bonlav. Și așa că pe ăștia mi-i pasează să răspund eu de ei și el aduce de la sectorul 4. Da, unde încasează ceva? Unde încasează de 3 ori mai mult decât încasează aici. Am înțeles. Și ce face cu această tânără care zice așa, mă simt umilită, vă dați seama că viața ei nu e ceva, nu e o fericire să fii în situația în care este ea oricum și zice așa, mă simt umilită, cer un drept care mi se cuvine, cartea de identitate expiră pe 12 februarie și nu știu ce s-ar putea întâmpla. Domnul primar îmi tot spune să plec la Târgoviște. Mă îndemnează către Târgoviște încolo. I-a zis, luați-o către Târgoviște. Sau? Dumneavoastră ce ați face să fiți în locul meu? În condițiile în care eu încasez un sfert de cât li dau lor. Deci toate indemnizațiile și tot ce cuprinde asistență socială la momentul ăsta, vorbesc în banii vechi, se duc la 18 miliarde de ani. Dar avocații ce v-au zis că puteți face? Avocații știți că presa, așa cum a fost prezentată povestea, exclusiv din perspectiva familiei Melinte, care conduce ONG-ul Bunul Samaritan, va prezenta ca pe un personaj negativ. Dom'le, ce fel de primar e ăsta de nu lasă o persoană cu dizabilități să se stabilească în comună, știți? Adică, nu e vorba de o persoană. În ultimii acum ani... Acum înțelegem ce spuneți dumneavoastră, dar ce v-au spus avocații că puteți face ca să deblocați puțin situația? Păi nu am cum să o deblochez, pentru că am destul, deja sunt blocat. Deja sunt blocat la momentul ăsta. Dacă eu sunt blocat și mai aduc o persoană, ce fac? Da. Blochez bugetul. Eu am să fac niște ședințe publice în fiecare sat, am să anunț cetățenii și altceva ce pot să fac. Da, trebuie să luăm publicitate. O să ajung în instanță, probabil. Că așa este. Cam asta ar trebui. În instanță. Da. Ar trebui să mergeți în instanță. Da, mulțumim pentru intervenție, domnule primar. Dacă mai avea curent la tribunal acolo la și tribunal. Dacă se mai ține instanța, o vedea. Bine, luăm pauză și ne întoarcem. Bună România! Bună România, ne-am întors în direct. Acum știm cu toții că suntem într-o situație, avem buget, suntem într-o stare financiară onorabilă, conducem Uniunea Europeană, îi se întâmplă atâtea lucruri frumoase și cetățenii, acum îți dai seama, ar trebui să fie mult mai calm, Răzvan. Ar trebui să trateze viața cu mult mai mult calm și mai multă încântare. Dar pe de altă parte, nu avem buget și chiar și când vom avea un buget, va fi o mizerie de buget. Nu trăim chiar atât de bine, că îți blochează oamenii activitatea din spitale pentru că le-ai tăiat din bani la începutul anului și îți spune ministrul muncii că nu știe dacă are bani pentru pensii în martie și nici președinte a Uniunii Europene nu prea te simți când vezi că singurul proiect a fost orchestra UE, știi cum e? Tot pălăutărie, mergem și în zona asta de diplomație. Și atunci, și atunci are sens. Are sens să fie omul nervos. Și uitați-vă la aceste imagini din Cluj, surprinse aseară, cu doi cetățeni care pur și simplu s-au luat la bătaie din cauza tensiunilor. Dom'le, până la urmă, românii nu mai suportă. Bine a zis domnul Codrin Ștefănescu. Pentru că nu a fost atinsă partea socială. Da. Și pentru că, vezi tu, ei sunt cu mașina, și mașina are roți și roțile s-au învârtit până spre benzinărie. Și a apărut bețe în roate. A apărut bețe în roate. Bine era dacă apărea bețe în roate, că n-ar mai fi mers cu mașina. Și dacă n-ar fi mers cu mașina, nu s-ar fi acuzat reciproc la o benzinărie din Cluj că și-au luat unul altuia fața și acum, la coadă. După ce am avut niște medici falși, da, avem de-a face aici cu niște ardeleni falși, pentru că știi cu toții că ardeleanul Răzvan este cunoscut ca fiind o persoană calmă. Este o persoană mai calmă rezonabilă față de alte regiuni istorice. Am văzut un ardelean mai puțin calm bătând atobe într-o susținere a Simonei Halep. Ia, cum o susținea domnul Boc pe Simona Halep? Uite așa făcea domnul Boc, uite așa făcea Boc în tobele alea. Și vedeți bine, în loc să bată toba, oamenii ăștia au început să se bată între ei. Tot bătaie e și asta, dar nu-i bătaie de tobă. Am văzut ieri și bătaia pe care a dat-o Simona Halep pe cehoaice. Acum vedem că am început să ne batem între noi. Păi gata, dacă nu mai sunt competiții care asta să ne atragă atenție.
competiția. Asta e problema. În Cluj, acolo, nu mai sunt competiții. Bun. Mergem către un sat care, mă rog, are această problemă. Sigur, România e extraordinară. Am văzut niște proiecte enorme cu bugetul. Ministerul Transportului are un buget, domne, enorm, extraordinar. Vor fi autostrăzi, va fi nebunie. Dar până atunci nu vreți să începe cu un podeț? Până atunci avem, uite, un sat izolat în cauza faptului că lipsește un podeț. Și acum problema este că... Largeș. Da. Nu e ca și cum zice că da. A domnul Rădulescu acolo în regiune. Păi pentru asta a făcut domnul Rădulescu revoluție în județul Argeș. Ca să ne trezim cu astfel de probleme? Că nu avem un podeț, domnule. Problema e că a decedat cineva, se poate întâmpla să pleci. Încă se mai moare. În ciuda programului în viață, de guvernare, încă se mai moare în România guvernului Partidului Social Democrat. Și în mod normal, sigur, ar fi o problemă pentru cei care l-au cunoscut pe decedat, pentru familie, pentru prieteni. Aici pare să fie o problemă mai degrabă administrativă, căci... Nu poate fi n-a putut fi transportată pe ultimul drum. Pentru că, vezi tu, nu era drum. Nu era nici primul, nu era nici ultimul, nu era nici măcar un drum intermediar. Nepotul doamnei decedate, nepotul este medic în Germania, a venit să o ducă medic pe adevărat medic în Germania. Adevărat, medic cum se face, da, a venit să o conducă pe ultimul drum și a constatat că nu există drum. Suntem total îndurerați. Sunt venit de la Berlin special să-mi duc duminica pe ultimul drum, numai că nu prea am pe ce drum să o duc, efectiv. Singur proprietarul și-a făcut rău. Câte de nu sunt făcut la primărie în toți anii ăștia pentru o punte? Au făcut de câte solicitări au făcut? Sunt 16 solicitări, da, în care s-a dat răspuns. 16 solicitări locale și 27 județene. Practic, solicitări au existat. Drum nu a existat. Până acum 3 ani, oamenii au avut un pod peste apă. Ce era acolo? Un pod? Puteai să treci râul... Argeș, nu? Nu, râul Neajlov. Neajlov. Ăsta reprezintă o problemă în comuna respectivă. Care era construit în urmă cu 30 de ani, fără niciun fel de autorizație. Știi cum era acum 30 de ani? Nu prea te complicai cu autorizații. Era cum ar veni o construcție fake. N-avea documente la bază. Au venit cei de la administrația apelor și le-au cerut sătenilor să dărâme acel podeț, căci nu are toate documentele în regulă. Oamenii spun, domnule, n-are toate documentele în regulă, dar nici noi n-avem alt podeț. Și de la administrația apelor au insistat, domnule, e stat de drept, da, dărâmă podețul ăsta. Păi de 30 de ani faceți voi altul, hai că vorbim, dărâmă podețul. Cel pe care l-am văzut în imagini, nu știu cum poți zici podeț, nu știu ce era, poteca aia ad hoc, avea toate documentele în regulă, bănuiesc, nu? Adică poteca? Poteca aia, da, era omologată. Peste... Cei de la administrația apelor, după ce eu prostit pot să tezi să dărâme, că domnule, nu există autorizații, au realizat niște lucrări de decolmatare și au lățit râu. Nici nu mai pot să... Țup. Și vine primarul și spune acum, dom'le, cine e de vină că nu avem un podeț? Păi cine să fie de vină? De vină sunt sătenii. De ce? Au respectat somația instituțiilor statului. Deci primarul vine și spune, păi eu v-am pus să vă luați după ăștia de la administrația apelor. Păi da, au spus că nu era legal. E legal, ilegal, ajungeai după un mal pe altul. Și acum splendoarea vine tot de la Apele Române, care au transmis cu această ocazie că nu au nimic împotrivă să fie construit un pod. Numai că de aceste demersuri trebuie să se ocupe cei de la primărie. Primăria Oarja. Mă rog, Oarja. Cei de la primăria Oarja prea vor să se apuce de niciun fel de lucrare pentru că, vă dați seama, ar implica niște costuri. Vine nepotul din Germania, încearcă să o ducă pe ultimul drum. Acum. A zis, domne, plătesc eu, dar obțineți voi autorizațiile. Și primăria e tot așa. Păi așa, de așa bani, știm și cu banii, noi. Poate orice prost. Da. Ideea era să ai și autorizații. Vorba lui Tăricer, da. E ușor să faci o afacere, deci când ai sunt bani. Sunt și bani. Sunt bani. Au venit bani în Germania pentru ridicarea acestui podeț, dar nu vrea nimeni să obțină autorizațiile și s-au gândit, dom'le, cam câți oameni mor așa medie pe an. Facem atunci un pod de bărci, facem noi ceva artizanal. Dați-vă și noastră, până ce situație dar poate să groacă omul pe malul ăstălalt, să nu mai treci Neajlovul. Da, și asta e să se treacă pe partea ailaltă a malului. Mă rog. Sau să-i dea drumul pe apă. Există în unele culturi și practică asta. Și asta e. Să mergem către o altă localitate decisivă în România. Este vorba despre Pogoanele, unde poliția română a organizat o operațiune
de zile mari, ceva teribil, ceva greu de închipuit totuși, adică iată că se întâmplă și succese ale Poliției Române, despre care la televizor se vorbește mai puțin. Celebrul oraș Pogoanele, județul Buzău. Buzău, la Pogoanele acolo, a existat un cetățean mai puțin... Trupe de elită ale Poliției Române. Care a avut de-a face cu un cetățean certat cu legea. Cetățean de 17 ani. Un cetățean de 17 ani, ce a putut să facă omul ăsta? Nici nu mă întrebați că vă spun. A încercat să violeze o... A fost o tentativă eșuată de viol. O tentativă eșuată. O doamnă de 80 de ani era pe punctul de a fi violată de acest tânăr de 17 ani. În schimb, a reușit să-i fure banii două case mai încolo unei alte doamne. Ceva mai tânără. E pe principiu, dacă ai noroc la bani, ai noroc în dragoste, știi cum e? A mers. Tâlhăria a funcționat, a reușit să jefuiască, a furat 4700 de lei. Vreo 1000 de euro, așa. Deci cabane a reușit. Cabane a reușit. Pe zona astălaltă... Poliția și-a făcut datoria. A intervenit. Echipa operativă de la Pogoanele și-a făcut datoria și să vedem, practic, e chiar un comunicat al Poliției Române pe această temă. Aceștia sunt banii dumneavoastră și ne bucurăm că am putut ajuta și pe această cale țin să mulțumesc din suflet Poliției din localitatea Pogoanele pentru proptitudinea de care am dat dovadă și să o țină tot așa, cinste lor. Da, au fost, stați că știam, 6 sau 7, probabil că i-a mai schimbat între timp, dar... Mulțumesc mult încă o dată pe această cale poliției din localitate și vă mulțumesc sus pentru rapiditatea de care au dat dovadă și promptitudinea. Polițiștii din cadrul poliției orașului Pogoanele au fost sesizați de către o localnică despre faptul că în seara precedentă persoane necunoscute au pătruns în locuința unei bătrâne în vârstă de 80 de ani și au construit-o să întrețină relații sexuale. Din sesizarea aceleași persoane a rezultat faptul că în aceeași noapte persoane necunoscute au pătruns în locuința unei alte localnice de unde au sustras o sumă de bani. A fost constituită o echipă operativă condusă de către șeful poliției orașului Pogoanele. A fost creat un cerc de suspect, principalul suspect fiind cel despre care ulterior s-a dovedit că este autorul faptelor. Întrucât acesta s-a sustras inițial cercetărilor, au fost efectuate activități de căutare în vederea identificării lui, iar după aproximativ 5 ore de căutări, acesta a fost identificat pe raza orașului Pogoanele, fiind condus la sediul poliției pentru audieri. Este un tânăr de 5, 16, 17 ani, când era amintit, el venea și se juca cu nepotul meu când venea de la București, avea 10-12 ani, se jucau împreună și uite că nu știam că... Și între timp venea pe la mine să înceară baia și el poate că venea cu gânduri ascunse și eu nu știam, îl săream de fiecare dată când venea. Este un puști, el este cioban, adică mergea la oi cu tatălui pe perioada din primăvară de când ieșea oile la pășune până iarna, toamna, târziu când le răvășea și venea unțat. În rest la școală nu, nimic nu și... Se ocupa, cam tot am mai auzit că a fost în cutare loc, a fost în cutare loc, dar n-am dat importanță și n-am crezut că o să vină la, chiar la 2-3 case de mine, o să vină să... Da, vinerea mea, pe urmă am realizat că a văzut poștașul intrând de la mine cu pensia și bănuiesc că i-a zis gata, are bani, mă duc să-i... Ați văzut, doamnelor și domnilor, cu ochii dumneavoastră, dacă vă povesteam eu, ziceați că poate mint, poate exagerez, poate duc în... Ați văzut ce înseamnă creșterea de pensie. Ați văzut că deja au pus cu toții ochii pe pensionari. Deci nu se mai fură. Sunt ținte sigure în momentul. Țintele în momentul sunt pensionari, sunt într-o pensionari. Bine, asta a fost o lucrare calculată cu mult timp. Da, adică pentru că ai văzut, el de mic venea de mic. A cercetat terenul, a stat, a zis de la 7 ani, a fost, și-a găsit o acoperire. A fost cioban. Mă, că el nu era cioban, era el plănuia lovitura asta. Era Mateo Politi, chirurg. Îți dai seama, el era de fapt un infractor. Și ca să aibă așa o acoperire, o opera ca cioban. Și iată, la 17 ani a dat lovitura. În schimb, trebuie să apreciem, domne, temenicia activității polițienești. Pentru că s-a vorbit acolo despre un cer de suspecți. S-a intervenit, s-a făcut portretul robot, poate au lucrat și cu niște psihologi criminaliști. Că echipa, nu poți tu singur la poliția de Pogoanele să-i prinzi așa... Nu?
Pătălhari de 17 ani, mă compropriu. Echipă operativă se numește ce au făcut acolo. Sigur, au primit și informări de la SRI. Asta nu se mai spune. Mai lucrează, mai funcționează acum binomul. Sper să nu fie un protocol, pentru că ar putea scape nevinovat acum. Nu știm dacă va scăpa sau nu nevinovat. S-a primit informația de la SRI. Nu avem cum să-l prinzi în localitatea Pogoanele. S-a făcut acest material deosebit. Nu înțeleg de ce n-a venit și ministrul de interne, doamna Carmen Dan, de față, să spună, da, dați-i, vă rog frumos, bani. Dincolo de aceste aspecte, să trecem și la cele mai degrabă lumești. Văzut pe reprezentanții poliției stăteau așa, stăteau în jos. Așteptau și ceva. Cred că se o vedeau pe doamnă, pe pensionară, număra bani. Azi așa, mâine așa. Mă, n-ar fi zis, mă, luați-mă copii 50 de lei. Că știu cât de greu vă este. Că n-aveți bani de benzină, a spus din puținul vostru salariu, a spus benzină ca să mi-l prindeți pe tâlharul. Mulțumită, doamna, în schimb. Mulțumită, uite niște imagini. Data viitoare tot la polițiști apelează. Da. Nu trimite recuperatorii după el. Doamna care și-a primit pensia înapoi, era tot în regulă. Practic, uite-te și tu la oamenii aceștia care stăteau acolo, modești, în modestia poliției române. Măcar să invite undeva după. Da. Nu știu, urât. Oricum, o altă chestiune inexplicabilă, dar mă rog, nu s-a insistat asupra ei. Uite banii, mă. Deci, tânărul ăsta de 17 ani a furat de o doamnă de 70 de ani și s-a dus să o violeze pe una de 80 de ani. Adică și asta, și aici e un semn de întrebări. Poate și acolo doamna și-a pus niște întrebări. Domne, o fi ceva neregulă. Stai un pic. Da, doamnă, poate cea de 80 de ani n-avea pensia mare, adică n-avea bani, poate, da, a zis. Fii? Nu știu pensionar să n-aibă pensie mare în guvernarea PSD. În guvernarea Partidului Social Democrat. Păi nu am auzit. Poate se duce domnul Budei mai târziu pe undeva, pe la România TV, trebuie să ajungă el pe undeva într-un platou de televiziune. Se eșueze într-un platou de televiziune și se anunță. În urma informațiilor prezentate în presă, am decis ca pe luna martie nu, deci în martie nu vă mai dăm bani, da. Pentru că e un pericol constant la care îi spunem pe pensionari oferindu-le banii lunar. Lună de lună. Sunt mulți tâlhari care asta așteaptă și ca să-i luăm în surprindere pe hoți, o lună dăm banii, două luni nu dăm, nu mai anunțăm când dăm, poate nu mai dăm deloc, să vedem ce vor face hoții atunci. Că vor fi obligați să se apuce de muncă cinstită. Da, noi știm că Budăi le pune cap la cap. Da, noi știm că Partidul Social Democrat are în priorități practic lucru pentru în favoarea hoților. Și atunci îi dai mări pensie ca să aibă ăștia ce fura. Oamenii ăștia ce fura. Înțelegi? Deci cumva așa văd. Acum noi avem și o informație pe care nu știu dacă o să o dau. Parcă nici de aștia o rămân. Hai o ține pentru tine. Deci domnul Tudorel Toader... Plus că mai avem vreo 2-3 minute. Ginerele domnului Tudorel Toader înțeleg că este angajat de ceva timp Finul în ultima vreme. Finul ministrului Tudorel Toader. Cum? Finul. Finul? Finuțul. Finuțul. Copilul spiritual. Așa, este angajat în cadrul Ministerului de Justiție. Da, e o simplă coincidență la care asistăm. Pentru că apucăm acum... Ce fel de comunist ai fi tu să faci dosare de cadre și tovarășului... Da. Știi că domnul Tudorel Toader a fost propagandist înainte de 89? Au apărut niște informații. Tovarășul procuror Tudorel Toader în arhivele Partidului Comunist. Că era tovarășul procuror, nu-i nicio problemă. Că procuror nu fi fost domnul procuror pe vremea lui Ceaușescu. Dar dânsul opera și ca propagandist. Era încadrat și ca propagandist. Și era extrem de bine văzut. Era foarte eficient în postura de propagandist. Documentele atestă faptul că era privit cu multă simpatie. De către cu multă simpatie este privit și finul domnului Tudorel Toader, care a reușit să obțină un super post, spun jurnaliștii de la Newsweek, în Ministerul Justiției. Bine, fără legătură cu Tudorel Toader, trebuie să anumite lucruri acestea. 15 persoane pe un loc, fix finul domnului Tudorel Toader, care a și picat diverse examene de-a lungul timpului. Poate totuși e un succes personal pe care trebuie să-l atestăm, nu? Mulțumim tare mult, are diplomă, nu operează cumva... În postura de fals? Nu. Dumnezeu știe. Și are diploma tot ce trebuie. Bun, luăm pauză până mâine, ne întoarcem la ora 18 să aveți o Românie bună în continuare. Știri pe B1 TV. Toate cele bune!